conectăm la realitate ascultând cele mai importante informații. Dimineți împreună. Spuneam și în titlurile ediției că revine și anul acesta la Iași Classics Festival, un festival internațional independent ce redefinește experiența de concert prin intermediul interdisciplinarității și o adaptează la publicul contemporan. Scopul festivalului este stimularea unei noi generații care să-și lărgească interesele intelectuale, precum și revitalizarea culturală a orașului. Cu debutul în februarie 2020 și în ciuda contextului pandemic, festivalul a crescut de la an la an, iar în cele 4 ediții desfășurate până acum, Classics a strâns peste 235 de artiști naționali și internaționali în 28 de concerte în locații emblematice ale Iașului și un public de peste 14.000 de spectatori fizici și 240.000 în online. Despre ediția de anul acesta, dar și despre ceea ce stă în spatele acestei povești, aș spune, de succes, care a reprezentat și continuă să reprezinte Classics Festival, îmi doresc să discut cu invitata mea, mă bucur să o salut în studioul Radio Ercise FM pe Patricia Roxana Brohanski, directoare și cofondatoare a festivalului Classics. Bună dimineața și bine ne reîntâlnim, Patricia! Bună dimineața și bine v-am regăsit! Mereu este o plăcere să mă aflu în acest studio minunat. Să știți că am păstrat cumva pentru foarte aproape de acest prim concert interviul nostru, tocmai pentru a nu lăsa mult timp să treacă până începe Classics Festival, pentru că este un festival care a devenit tradiție în Iași. Eu cred că este așteptat, nu doar de cei din Iași, dar și de cei de acasă, pentru că sunt și evenimente care se întâmplă în online. Povestește-ne însă puțin, ca să ne facem o idee așa și să contextualizăm puțin, Classics Festival 2020. Care a fost povestea atunci? De ce? De ce Classics? Pentru că ne doream să aducem un festival în Iași. Eu și colegul meu Dragoș, care este cofondatorul acestui festival, ne doream să aducem muzica clasică mai aproape, așa cum ai spus deja, mai aproape de publicul larg, de publicul tânăr, și ne-am bucurat încă de la prima ediție să vedem un răspuns atât de plăcut din partea celor tineri. Peste 50% din public încă de la început erau din categoria celor mai tineri și poate care nu pășiseră într-o sală de concert de muzică clasică până atunci. Practic asta ne-am dorit, să arătăm că muzica clasică este pentru toată lumea, nu este doar pentru zona de elite, nu este pentru cei care, nu știu, doar din mediul muzical. Și practic, prin intermediul acestui festival am reușit să aducem oamenii mai aproape, așa cum am zis. De aceea ne-am dorit și, din fericire, ne-a și ieșit să îmbinăm și inclusiv mai multe arte. Încă de la prima ediție, cum ai spus, unul dintre concertele care cred că sunt într-adevăr emblematice de acum pentru Classics Festival este concertul din Catedrală, concertul de debut al festivalului an de an. Iar în 2020 am avut atunci o premieră, pentru că a fost și primul concert din România cu videoproiecții într-o catedrală activă, ceea ce la fel a fost onorant și a fost totodată și așa un challenge pe care l-am asumat cu toții, dar oamenii la fel au primit foarte bine, iar evenimentul a ieșit extraordinar, de aceea l-am și repetat an de an și ne bucură că foarte multă lume, într-adevăr, când se referă la Classics Festival, se referă la primul concert care toată lumea întreabă, deci încă centru din Catedrală. Bineînțeles, avem pe parcursul săptămânii mai multe concerte în diverse locații din oraș. Am încercat așa să activăm mai multe spații care practic reprezintă orașul nostru. Vom avea concerte și la Casa de Cultură, 3 dintre ele, 3 la Palatul Culturii. Anul acesta, din păcate, vom spune pas la Biblioteca Centrală Universitară, dar din fericire este în renovare, deci mai nu bine, e un motiv care ține de voi. Nu este un motiv care ține de noi, nici de ei. Ne pare rău că nu suntem acolo, dar ne pare bine că se întâmplă lucruri și că evoluează, așadar la anul abia așteptăm să ne întoarcem și în acel loc
da, pe care unde nouă ne face foarte mare plăcere să fim. Totodată anul acesta vom avea un prim concert la Sala Unirii, pentru că concertul de încheiere, de gală, care va avea loc pe 25 februarie, va fi așa un concert mai mare și va reuni mai multe, mai mulți artiști, mai multe națiuni pe scena Classics. Ne bucurăm că și în acest an am reușit să aducem artiști internaționali din multe colțuri ale lumii. Vom avea peste 50 de artiști internaționali din 15 țări, precum Danemarca, Franța, Coreea, Germania, Norvegia, Moldova, România, firește, Polonia, Cehia, iar lista aici continuă destul de mult și frumos. Ne bucurăm că inclusiv anul acesta vom avea din Italia, este prima oară, tot în concertul de încheiere, îi vom avea pe cei de la doi artiști din Italia care vor cânta la bandoneon, un fel de acordeon așa specific, o să fie ceva mai exotic pentru scena Classics, și chitară, și vor avea un repertoriu de Piazzolla, și la fel foarte multe persoane au fost extraordinar interesate de repertoriu practic Classics, care an de an încearcă să vină în fața publicului cu muzică clasică atât cunoscută la nivel larg, cu lucrări care sunt renumite la nivel internațional, dar totodată vrem să aducem și o muzică clasică care poate nu este difuzată sau nu este interpretată atât de des pe scenele de muzică de acest gen, pentru că din ce am înțeles, specialiștii spun că la nivel mondial se cântă, se interpretează 10% din ce înseamnă muzica clasică, cu adevărat. Am putut urmări, mă gândesc la cei care ne urmăresc fie în online, fie la Angelus TV, un montaj video cu Highlights 2023, așadar au fost câteva imagini și repere din festivalul de anul trecut. Ascultându-te în acest moment și cumva din postura spectatorului sau al celui care abia așteaptă Classics Festival, îmi dau seama cât de important este numele tuturor acestor artiști internaționali care vor veni, și te-aș întreba în calitate de organizator ce înseamnă a aduce aceste personalități până la urmă la un astfel de festival. E semn că acest Classics Festival a devenit un reper și chiar și pentru ei e important să participe. Cum funcționează lucrurile acestea și până la urmă este cumva o onoare că Iașul găzduiește un festival de o asemenea amploare. Se crede în acest festival? Într-adevăr, oricum festivalul cred că nu ar fi fost nici la prima ediție dacă nu am fi avut încrederea și suportul partenerilor culturali și instituționali, iar aici vreau să-i menționez, dacă de asta am și deschis așa puțin, că nu vreau să omit pe nimeni. De fapt, o să fac o mică paranteză înainte. Anul acesta, inclusiv concertul din catedrală, îl vom avea pentru prima oară sub sprijinul Fondului Cultural Național, și ne bucură foarte, foarte mult, pentru că practic festivalul dovedește că este mai mult decât un eveniment pentru public, este într-adevăr un eveniment cultural care dovedește an de an, și așa cum spuneam încă de la început, am avut sprijinul celor de la Forumul Cultural Austriac, care au zis da încă de la prima ediție, Institutul Francez, Centrul Cultural German, care deja sunt parteneri de tradiție, prieteni ai festivalului, mai bine spus, Institutul Polonez, Centrul Ceh, la fel, s-au alăturat și sunt parteneri de nădejde, Ambasada Danemarcei, care la fel ne este alături an de an, și inclusiv anul acesta vom avea prezența ambasadorului Danemarcei în România la ultimul concert, ceea ce la fel ne onorează, și
Totodată, cum am spus, anul acesta vom avea și artiști italieni, deci cu sprijinul Institutului Italian. Cred că fără acest gen de ajutor nu cred că am fi reușit de fapt să ajungem la toți acești artiști și, așa cum spuneam mai devreme, ne dorim să ducem festivalul dincolo de granițele locale, naționale și dacă pandemia ne-a forțat cumva să o ducem într-o variantă de festival hibrid, pentru că ne doream să se întâmple și să-l difuzăm în online, ei bine, acest lucru ne-a făcut să ne dorim practic să ducem inclusiv această componentă a festivalului și concertele vor putea fi difuzate și vizionate de fapt în mediul online pe paginile noastre ale festivalului și ale partenerilor noștri și, așa cum spuneam, proiectul o parte din concerte și concertul care va fi concertul de deschidere al Festivalului Celestial este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și ne bucură foarte mult acest lucru și practic încercăm așa să trecem de tot ce înseamnă barierele locale prin muzică, prin artiști internaționali și prin activitățile pe care le facem. Ediția de anul acesta, ca și edițiile anterioare, vine cu evenimente conexe și cu alte evenimente, pe lângă concertele efective care vor fi. Unul din aceste evenimente conexe ar fi și tururile sau turul ghidat. Despre ce este vorba? Da, la fel, niște parteneri de nădejde sunt cei de la Iași Travel, pe care am avut încă de la început. Alături de ei am organizat și la edițiile anterioare și anul acesta vor fi organizate două tururi ghidate pentru cei care vor dori să descopere locațiile centrale care practic și activează clasicul an de an, poveștile muzicale din spate, am putea spune, iar mai multe informații invităm pe cei care ne ascultă să intre și să vadă, pentru că programul chiar este unul foarte interesant. Totodată avem mai multe expoziții cu vernisaj, tot la fel cu sprijinul partenerilor pe care i-am menționat anterior. Anul acesta, la fel, continuăm și partea de Classics in Art cu masterclass-urile pe care le oferim tinerilor artiști, muzicieni la început de drum, studenți, elevi și, în general, cei care vor să-și perfecționeze arta. Au fost înscrieri în acest sens? Au fost înscrieri foarte multe. Vor fi în jur de 30 de sesiuni de masterclass cu din domenii, din categorii muzicale diferite, instrumente diferite, cu experți din țări diferite pe care vom avea și în cadrul festivalului și ne bucură că interesul a fost foarte mare la nivel național. Vom avea mentiza, aș putea să le spun, din Constanța, Brașov, București, Cluj, practic toată țara așa își dorește să vină la aici, ceea ce ne bucură, clar. Asta cu siguranță. Mai este o surpriză cât privește clasicul de anul acesta și anume faptul că v-ați îngemănat cumva cu Bucureștiul. Da, 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 da. Ne-am așa s-au aliniat astrele, putea spune. În primul rând, Classics, ce înseamnă Classics Festival în Iași, l-am lungit cu o zi, pentru că înainte începea duminică, se termina sâmbătă, dar ținând cont că foarte mulți ne-au scris că și-ar dori să prindă un weekend, plin la Iași și la noi ar fi fost ok, ori duminică, ori sâmbătă. Nu puteau să prindă două, trei concerte. Am zis că hai să facem festivalul timp de 8 zile și astfel fiecare să poată să-și gândească micul city break în oraș pentru cei care nu sunt din Iași. Totodată țin să menționez faptul că va fi vacanță și la fel sunt mulți care au zis că vor să vină inclusiv în timpul săptămânii, numai bine vin copiii sunt liberi. Încă așa, este și vacanță pentru studenți, este foarte, e o perioadă foarte, foarte potrivită. Da. Exact, pentru a veni și a se bucura de oraș, de muzică, de festival în general și de activitățile pe care noi le oferim. Și
Într-adevăr, așa că revenim la, această super acoladă pe care am făcut-o. În data de 26, practic luni dimineață, ne strângem așa lucrușoarele și plecăm spre capitală. Vom avea un concert tot alături de, adică organizat alături de Centrul Ceh și Ambasada Cehiei în România, cu ocazia Anului Muzicii Cehe. Este un program pe care cei de la București sau la nivel internațional se organizează și au venit către noi să ne punem așa puterile împreună și să organizăm un eveniment care să vină cu suflul Classics, tocmai pentru că Classics nu este doar un festival de muzică clasică, clasic. Exact. Așa, este un festival al experienței, oamenii care vin la eveniment intră așa într-o poveste diferită de la seară la seară și asta ne dorim să oferim și evenimentului din București. Ne bucură că deja interesul este foarte mare și acolo și ne bucură că ducem Classics-ul mai departe de ce înseamnă ea și practic îi consolidăm imaginea la nivel exact, național. Da, este, și mai să vorbim de București, vorbim de capitală, acolo unde oricum există numeroase festivaluri de acest gen. Mai sunt doar câteva zile, aș putea spune ore, câteva dacă e să ne numărăm. Zile, câteva da? Bilete, da. Și câteva bilete bănuiesc, unde mai reușim să ne mai infiltrăm, dacă nu ne-am făcut din timp temele să ne cumpărăm bilete. Da, în primul rând, în clipa de față, 3 din cele 8 concerte sunt online, sunt sold out, știu că mai erau câteva bilete fizice. Zice, nu știu acum să nu zic dacă nu mai sunt chiar la catedrală pentru concertul de la catedrală, dar 2 concerte la Palatul Culturii, din păcate, nu mai au bilete disponibile. Mai sunt foarte puține, în schimb, la cele de la Casa de Cultură. Vom avea Magic Ritual luni pe 19, unde va fi așa un program exotic, de program țigănesc, pentru că da, ne dorim să aducem cultura mai aproape de, sub orice formă, mai aproape de public, cu ritualul primăverii și la fel oamenii sunt extraordinar de interesați, mai ales că vom avea și pe cei de la, vom avea o parte din corpul de balet de la Opera Națională, așadar va fi un spectacol pe cinste. Mai sunt foarte, foarte puține bilete, știu că la Bohemian Jazz, un concert tot de la Casa de Cultură, concertul jazz al festivalului, am putea spune, cu program de Piazzolla și cu un trio din Cehia, Trio Boemo, pe care vom avea și la București, de altfel. Romantic Whispers, pentru că, da, suntem în luna februarie și trebuia să celebrăm dragul, să celebrăm iubirea printr-un program muzical de referință pentru acest această categorie. Totodată sâmbătă trec cumva prin cele care, sigur, știu că mai sunt locuri ca să nu facem pe oameni să spere. Da, oricum vor putea viziona și în online. Vom avea, mai sunt câteva la fel foarte, foarte puține bilete la Palatul Culturii sâmbătă pe 24, un concert I Wish I Were Water, în care vom avea o lucrare contemporană a compozitorului iranian Mir Said și va fi la fel un concert mai diferit pentru ce înseamnă atât festivalul nostru cât și concertele de acest gen în general, pentru că vorbim de o fuziune a instrumentelor clasice, europene, moderne, cu care de fapt suntem obișnuiți cu toții, vioară, violoncel, flaut și așa mai departe, cu un santur oriental pe care îl va, la care va interpreta inclusiv compozitorul în sine, vom avea acolo inclusiv parte de inserții de poezie persană și practic va fi așa o fuziune pe care noi abia așteptăm să ne bucurăm și noi de ea, pentru că facem, într-adevăr, facem lucruri pentru public, dar de multe ori facem și pentru sufletelul nostru. Bineînțeles. Și
vom încheia la Classics Desire pe 25 la Sala Unirii, așa cum spuneam mai devreme, unde vom avea artiști așa worldwide, aș putea spune, un program de gală, unde ne așteptăm să încheiem festivalul cum se cuvine. Oricum le spunem celor de acasă că pe site-ul dedicat festivalului, da, site-ul Classics Festival, găsesc toate informațiile, este foarte bine actualizat, foarte bine organizat, deci oricine și felicitări. www.classicsfestival.ro Puteți găsi acolo toate evenimentele și, bineînțeles, pe paginile de Facebook ale și urmează, încă mai avem de anunțat, așa? Adică am încercat cumva să nu trulăm oamenii, dar mai avem de anunțat încă 3 paneluri educaționale pe care le vom avea la finalul săptămânii următoare și da, mai sunt surprize. Deci e bine să fim conectați la acest site. E bine site, să fim conectați. Nu avem totul deodată ca să nu uităm, nu de altă. Să nu uităm, să nu, da, ia panică. Un ultim gând, așa, la final de interviu, dar și la început, să spunem așa, de festival, pentru că spuneam, mai sunt doar câteva ore, atât tu cât și cofondatorul Dragoș, care este gândul vostru la început de festival, ediția cu numărul 5? Ediția cu gândul... Nu știm, cred că... Urarea e clar că urarea este prin festivalul organizat în sine, dar așteptarea este să iasă cel puțin la fel de frumos ca în anii anteriori. Și așa vă dorim și cu siguranță așa va fi, cel puțin prin numele mari despre care ne-ai povestit și am putut vedea și pe pagina, pe site-ul, pe pagina evenimentului, va fi cu siguranță. Noi vă dorim mult succes, mulțumim mult pentru ceea ce faceți, pentru că munca din spate de multe ori nu se vede sau de cele mai multe ori nu se vede, da? Se vede doar festivalul foarte frumos care... apare, dar este o muncă foarte mare în spate și mulțumim mult pentru că fără astfel de festivaluri, cu siguranță și Iașul, dar și cultura noastră în general ar fi mai săracă. Așadar, vă felicităm și vă dorim mult succes, să nu vă lăsați niciodată. Mulțumim tare mult, sperăm! Mulțumim și noi, dragi ascultători, dragi telespectatori, îi mulțumesc invitatei mele, au fost alături de noi până în acest moment, Patricia Roxana Brohanski, directoare și cofondatoare a festivalului Classics, festival care, spuneam, începe duminica aceasta de la ora 19:30 de minute în Catedrala Sfânta Fecioară Maria Regină din Iași.